Mariano, vino înapoi! Mariano, dă-te jos de acolo! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Ultra Hardcore. Ei bine, astăzi, fraților, vom face și noi enchanting table-ul acesta. Hai că am urcat și pe scară. Vom face acest enchanting table full. Deci ne trebuie, cred că, 9 rafturi cu cărți. Ceva pe acolo. Am aranjat chesturile off camera. Avem aici minereuri, piatră, adică cable, aici avem piatră, lemn, produse de lemn și unelte. Aici avem dirt. Mă rog, nu mai spun ce avem în fiecare chest, doar vă arăt și cam atât. Avem aici deja două cărți. Aici la mob drop avem 15 leather, 15 bucățele de piele. Și vreau eu să-mi fac o sabie acum, o sabie de iron, ca să mergem să omorâm niște văcuțe. Așa. Pentru că am o impresie eu că cu toporul nu prea dă piele. Aici avem sugarcane, plantația noastră de sugarcane. Și uite câte văcuțe am înmulțit aici. O să încerc să le omor doar pe cele mari. Am luat piele? Aparent nu. Avem tot 15. Oh, 17. Oh, hai că e bine, dă câte două bucăți. Sau deloc. Avem pentru 21 de cărți, ceea ce înseamnă 7 rafturi? Da, am zis bine. Hei! Bă, astea mici, dați-vă mă din cale, că nu vreau să vă omor pe voi, că dacă v-am omorât pe voi, am rămas fără văcuțe. Hai să luăm acum și sugarcane-ul. Cum am trecut peste apă fără să pic? Dacă bag sprint? Aproape. A, diagonală cumva trebuie să treci. Interesant. Bun, acum o să facem noi niște hârtie. Și să facem cărți. Ne trebuie mai multă hârtie. Mai avem și pe astea două. Și nu mai avem sugar. Adică sugar cane. Trebuie să așteptăm să crească sugar cane-ul. Dar hai să facem rafturi din ceea ce avem. Lemnul aici. Așa. 6 rafturi, doar 6? Așa se pare. O să pun așa momentan. Și hai să vedem ce level e, level 16 doar? Nu știu, dacă pun pe colțul e ok, ar trebui să fie ok. Hai să mergem să dormim puțin. Și acum trebuie să așteptăm să ne crească sugarcane-ul. Iar în timpul acesta, cât nouă ne crește sugarcane-ul, ne vom ocupa de puțin terraforming. Chiar aici. Ca de episodul următor să putem face puțin design în această zonă. Deja v-am dat un spoiler mare. O să ne trebuiască și coal, trebuie să mergem la minat din nou, sau uite acolo coal, uite și acolo, o, e bine, avem coal la suprafață. Ca să putem lumina zona și să nu se spăneze mobi în timpul nopții, în cazul în care se face noapte și nu ajung la pat la timp, să nu mă ia vreun schelete după vreun colț. Sau să vină vreun creeper prin spatele meu, mă bubuie. By the way, cred că ați văzut că în episodul acesta n-avem facecam. Mâine vom avea din nou. Am avut eu o problemă. Aici ar trebui să luminez cave-ul acesta, că altfel o să se spuneze mobi. Așa, ca să fim noi siguri că nu se spunează nimic acolo. Și vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă știți de ce se vede așa. Gen cu blocurile astea luminate sub
Sub absolut toate entitățile. Dacă dau drop la o torță, uite, la fel se vede. Nu știu exact ce am făcut, dar pur și simplu am intrat pe versiune și așa se vedea. Trebuie să mai facem rost de dirt, pe care o să luăm probabil de mai încolo. Și voi încerca, fraților, episoadele următoare să nu mai au damage. Pentru că, după cum am zis, challenge-ul nostru principal este să ajungem la dragon. Cât timp crește sugarcane-ul nostru minunat și băcuțele noastre, vom merge să luăm niște dirt de aici și să mai acoperim gropile din zonă. Când pică foarte multe blocuri, îmi laghează din cauza chestiei astea. Pentru că sunt foarte multe entități, dar nu știu de ce văd așa. Hai să mă țin puțin văcuțele. Hai, veniți aici, hai. Ia și tu, și tu, și tu, și tu, și tu. Vino și tu. Așa, și hai să omorâm câteva. Nu vreau să dau în alea mici. Nu-i mai ușor așa? Măcar așa știu că nu dau în alea micuțe. Hai să vedem câte cărți mai reușim să mai facem. Și câte rafturi, mai important, că rafturi ne trebuie nouă. Dar încă ne mai trebuie. Punem unul aici, unul aici. E unul aici. Ia să vedem. Level 22. Cred că ne mai trebuie încă 3 rafturi sau chiar 4. Dar o să aducem noi 4 ca să fim siguri. Uite un pic la el. Uitați-vă puțin la el. Cum așteaptă. Aparent a dispărut urâtul ăla de acolo. Dar păcuțele noastre nu mai vor să crească. Da, hai să zicem că e safe zona. Și să ne facem treaba. Și să sperăm că nu o să apară vreun creeper în spatele nostru. Să ne dea vreo 2-3 inimioare damage. Când ne aruncă în aer. 6 cărți, asta înseamnă 2 rafturi. 2 rafturi pe care o să le pun în felul acesta. Ia să vedem. Level 26, deci clar mai avem nevoie de încă 2 rafturi. Ah, fraților, o să stau eu din nou puțin să crească văcuțele noastre de acolo. Ok, o să omorâm noi acum și ultimele văcuțe. Ne trebuie 6 bucăți de piele. Am zis 2 rafturi, da, deci 6 bucăți. Avem 3, 4, 6. Perfect. Să facem noi cărțile noastre. Stai așa puțin, frate. 6. Ah. Nu, mă încurcasem. Am crezut că din 6 leather îmi ies doar 2 cărți. Nu știu ce m-a apucat. Așa, avem 6 cărți, 7 acum și facem 2 rafturi. Din păcate, nu o să putem face în acest episod enchant pentru că am doar level 21 și vreau enchant de level 30. O Fortune 3. Mi-ar plăcea un Fortune 3, să fiu sincer. Și pe sabie, Bane of Arthropods. No. Oricum. Cel mai probabil episodul următor vom merge puțin la minat, vom căuta diamante, iron și multe altele. Pentru că vreau să-mi fac armură full de diamant, o să fiu mult mai safe și vreau să o și enchantez ce avem nevoie de level. Da, mă băieți, cam atât ar fi și cu acest minunat episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like,
Aveți grijă de voi, eu am fost Sinu, noi ne auzim mâine la un nou episod. Baftă lume, pa!